Bun găsit tuturor, eu sunt Florin și azi despre gala interesantă de azi. În primul rând, după cum știm, Cosmin va câștiga cecul de favorit al publicului, el ajungând să câștige a doua oară în acest sezon și a treia oară per total. Se pare că acele printuri ce au fost atribuite lui nu l-au afectat prea mult din acest punct de vedere din moment ce Colmin iată că ajunge să mai câștige încă un cec. Din câte știm, următoarea săptămână el nu l va mai lua, Robert fiind cel care va fi din nou favoritul, dar sunt convins că și Colmin va mai avea această posibilitate, mai ales acum când se pare că devine o victima iubirii. De eliminat, iarăși din ce știm, nu va fi eliminat nimeni, având o a doua gală fără eliminare, dar este cumva logic, deoarece ar fi fost cumva păcat ca în timp ce Anthony a intrat în casă, un alt concurent să plece. Cu siguranță, 100% Anthony va rămâne în casă, chiar dacă am văzut în promo că el primește câteva voturi să plece, sunt convins că materialele pe tema Anthony, Ștefania și Cosmin trebuie să curgă și astfel că bineînțeles că nu vor îndrăzi să voteze majoritatea dintre ei ca el să plece. Am văzut din promo că trei persoane au votat pentru plecarea lui, probabil că sunt Cosmin și Ștefania și va fi interesant de văzut cine va fi a treia persoană care îl votează. Cred că astea sunt toate voturile pentru plecarea lui, așa că de luni o să avem un nou concurent cu drepturi de plină în casa iubirii. Tot din prom am văzut că urmează probleme mari între Cosmin și Ștefania, în urma camerei roșii a Ștefaniei cu Antoni, părând că sunt pe drumul despărțirii. Dar cred că aici este ceva mai mult de vorbit și vom aborda acest subiect în curând. Cam atât momentan, până data viitoare, vă doresc o duminică binecuvântată!